Nu de puține ori s-a întâmplat ca oamenii care aleg să meargă în pelerinaje în diferite locații religioase din țară și din străinătate să cadă în plasa agenților de turism, deși credincioșilor le sunt furnizate anumite informații privind transportul, cazarea și masa. În cele mai multe cazuri, odată ajuns la destinație, constată că au fost înșelați. Pentru a fi mai convingători, organizatorii spun că au acceptul și susținerea bisericii, ba mai mult stabilesc punctul de plecare de pe dealul Mitropoliei din București. Înșelăciunile nu sunt practicate doar de anumite agenții de turism, ci și de persoane fizice și parohii. Numărul cetățenilor care au căzut în plasa acestora se mărește de la o lună la alta. Asta reiese din numărul reclamațiilor depuse la Patriarhia Română. Se pare că giurgiuvenii nu au probleme în acest sens, pentru că la Giurgiu nu s-au înregistrat sesizări la biroul de pelerinaj al episcopiei. Reprezentanții bisericii trag un semnal de alarmă și sfătuiesc pe oameni să aibă grijă la informațiile furnizate, precum și la organizatori. La Giurgiu nu sunt astfel de cazuri. Vreau să subliniez un lucru, înainte de toate. Biserica nu dorește să pună monopol pe aceste pelerinaje. Deci cei care se simt lezați, agențiile de turism, nu trebuie să gândească așa. Doar că este firesc ca biserica să se implice în pelerinajul religios. În ce privește întrebarea dumneavoastră, nu. La Giurgiu nu au fost, noi nu am primit până acum nicio sesizare, nicio plângere din aceasta, nici scrisă, nici verbală, în ceea ce privește calitatea pelerinajului și a serviciilor oferite. Potrivit preotului Adrian Cazacu, Episcopia Giurgiu organizează pe data de 27 octombrie un pelerinaj la Catedrala Sfântul Dimitrie cel Nou din București. De asemenea, acesta spune că pe parcursul întregului an se organizează între 10 și 12 călătorii religioase, iar costurile se ridică până la 200 de lei. Pe 27 octombrie este hramul Catedralei Patriarhale de la București, Sfântul Dimitrie cel Nou din București, Sfântul Dimitrie Basarabov, cum îl mai cunoaștem noi. Și în fiecare an, biroul de pelerinaje al Episcopiei Giurgiului organizează un astfel de pelerinaj la Sfântul Dimitrie. E o tradiție. Multă vreme preoții mergeau ei înșiși cu credincioșii, mergeau acolo. În timp, numărul credincioșilor a crescut, al doritorilor a crescut foarte mult și atunci a fost nevoie să se organizeze mai amplu toată această acțiune. Problema pelerinajelor organizate de agenții de turism, persoane fizice și parohii fără binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române va fi analizată de Sfântul Sinod pentru adoptarea unor măsuri cu scopul prevenirii unor situații nedorite și astfel credincioșii să poată vizita în siguranță locuri sfinte creștine din țară și din străinătate.